Cum decurge ziua unui fotograf hotelier? Fotograful hotelier se trezește la ce oră dorește el, astfel încât la ora 9 sau 9:30 să fie la biroul fotohotel. De aici înainte, programul diferă în funcție de fiecare hotel în parte și este stabilit de comun acord cu echipa din hotelul respectiv și cu team leaderul. În prima parte a zilei, la începutul zilei, echipa se întâlnește pentru a face briefingul de dimineață, practic pentru a stabili tot ceea ce urmează să facem pe parcursul zilei. Practic, ne împărțim responsabilitățile, decidem cine o să meargă să facă fotografii și cine o să rămână la biroul foto, precum verificăm și programările pe care le avem și decidem care este targetul nostru pe ziua de astăzi, care să ne ducă spre direcția spre care dorim, adică targetul lunar. După ce am făcut aceste lucruri, fiecare fotograf hotelier se duce pentru a-și îndeplini responsabilitățile despre care am discutat. Unul dintre ei se va duce la piscină și la plajă și va discuta cu turiștii. Îi va aborda, le va prezenta conceptul fotohotel și serviciile fotohotel și le va propune să-i programeze la o ședință foto. În paralel, la biroul foto, celălalt fotograf hotelier va interacționa cu turiștii care ne vizitează acolo și de asemenea va interacționa cu turiștii care au venit la birou pentru a viziona fotografiile făcute cu o zi înainte. Ei își vor alege fotografiile și în funcție de buget vor cumpăra diferite servicii. Apoi ajungem în zona de prânz, ajungem în jurul orei, să zicem, 1:30, acesta e un exemplu orientativ, unde echipa, fiecare fotograf hotelier, va merge să ia masa la cantina staffului din hotelul respectiv, după care va avea pauză. În această pauză poate să facă orice își dorește. Poate să meargă în mare, să facă o baie, poate să meargă acasă, să tragă un pui de somn, poate să meargă să-și facă cumpărăturile, poate să meargă acasă să se uite pe Netflix și să bea o cola rece. Este doar o idee. Ideea e că în jurul orei 5 sau 6, din nou, este o oră orientativă, ei vor reveni la hotel pentru a-și relua activitatea. Adesea, în partea a doua zilei, facem reportajele foto. Practic, ceea ce am programat de dimineață sau cu o zi înainte, o să facem acum. Facem fotografii în grădină, facem fotografii pe plajă, facem fotografii cu cactuși, cu palmieri și cu toate locurile pe care le-am detaliat în clipul video despre locurile în care facem foto. Ziua decurge, începe să întunece afară și nu mai putem să facem atât de multe fotografii. Așa că abordăm turiștii prin diferite locuri din hotel prin care aceștia își desfășoară activitatea. Mergem în zona de restaurant, mergem în zona de bar-terasă și în zona de distracție. Acolo discutăm cu ei și facem aceleași lucruri. Le facem fotografii pe loc și le propunem ședințe foto pentru ziua următoare. Apoi se termină programul și decidem ce vrem să facem. Ce facem în seara asta? Mergem să bem un suc sau mergem acasă să ne odihnim?